Vă salut, ia să vă arăt eu aici că le-am pus în cutia asta. Lictosa. Frumoaselor, ce faceți voi acolo, măi, mamă? Ați mâncat jumate. Da, că mai vă pun. Cum să nu? Haideți să vă arăt ceva practic. Ia uitați-vă ce au venit la apă, fiindcă le-am pus turte energetice și proteice la toți stupii de pe camion, da? V-am arătat eu filmarea. După ce am pus turtele, uitați-vă ce se întâmplă la apă. Deci eu apă la borcan n-am apucat să le pun, urma să le pun și fiindcă nu le-am pus, uitați-vă la ele. Ce-mi indică mie lucrul ăsta? Că ele au nevoie de apă ca să poată să ia turta de acolo, ele și-a puțină apă în gușă, să duce, umezește acolo turta ca să poată să o facă lichidă. Eu am mai spus treaba asta, dar uite, acum vă arăt practic. Deci până să le pun turte, nu veneau așa la apă. Uitați-vă ce e acum. Bineînțeles că și pentru puieți. Asta înseamnă să înțelege albina, ceea ce îi trebuie. O să le pun apă la borcan. Măi, mamă, ce facem noi aici? Mai punem, mamă? Hai să mai punem puțin. Ia. Hai, fugi de acolo. Hai. Ia să vă arăt eu și câte grade sunt. Deci afară bate vântul cam tare. Și vreau să vă arăt și câte grade sunt. Să nu credeți că sunt 15 grade. Practic, la umbră, termometru, cât indică aici? 8 grade. Întotdeauna, pentru începătorul spun care nu știu, termometru doar la umbră se pune, deci nu la soare. Hai să mergem și puțin înăuntru. Fugă, ca să vă demonstrez că nu am apucat să le pun apă, urma să le pun și ele deja m-au atenționat că au nevoie de apă. Asta înseamnă să înțelege albina. Aude cât am mâncat. Mă, frumosule, mă, am mâncat tot. Ia uite și pe asta. Extraordinar. Ai golitat. Ai golit tot, ticule. Ia uite ce a trecut după diafragmă. Ehei! A început să eclozeze, cred că, din puiet. Bun, ia să vedem ăștia cu nere și polen. Uite-l ce-a găurit ăsta pe aici. Ce faci, mă, pe aici găuri? O, frumosule, mă, ai mâncat și mere de rapiță? Opa, mai puțin. Ia tu, uite ce mănâncă ăsta rapiță aici. Îți place, mă, mere de rapiță? Aici mănâncă mere și polen. Uite, cam așa, uite ce-a mâncat și ăsta. Frumoșeilor! Poftă bună, mamă, poftă bună. Uite ce a trecut după diafragmă și asta. O ramă de albină, ia uitați-o aici. Ați văzut că le-am pus câte o ramă după diafragmă? Uitați-o, de asta am pus-o. Ca albina să aibă unde sta și ea să se bucure. Albina... Uite, uite și la asta a trecut. Ea se bucură foarte tare când vede că are ea o rezervă de miere. Un secret. Și depune puiet. Fiindcă ea vede că are rezervă acolo. Vede că are și aici. Are de unde consuma, să bucură că are și acolo după diafragmă o ramă. Bun, gata. Plecăm că mă grăbesc. Știți unde vreau să ajung? Am vorbit cu nepotul. Mergem în pădure să căutăm iască. Eu de obicei făceam cu putregai, dar gata. Vreau să fac cu iască, că e mai bine. Mai bine cu iască. Ia să vedem aici. Le-am mai pus o cană acum. Ha, că până mă întorc o mânca și pe asta. Frumoșeilor. Uitați-vă la apă ce au venit. Ia, mai apă în borcan? Mai puțină. A, stai să le pun apă. Gata, am pus apă. Cam atât. Mergem în pădure după iască. Și am ajuns în pădure. Adică am ajuns. De vreo oră mergem prin pădure. Am luat-o pe poteci. Acum am găsit un drum forestier. Nepotul e în față. Și vreau să zic că într-o oră n-am găsit nicio iască. Am mers pe poteci până toți rugii. Degeaba. Deci pădurea noastră aici nu găsim nicio iască.
Bă, mai mergem mai încolo? Mergem. Păi ție-ți place, știu. Bă, dar niciuna, mă. Trebuie să ne abatem stânga sau dreapta, trebuie să ne facem. Unde vrei tu, iau pe unde vrei și hai să vedem ce găsim. E un alt drum, ne întorcem pe ăsta, ne-am pus mai pe. Și un copac căzut, am zis, poate găsim pe ăsta, nimic. Deci avem o zonă, mă, bună tare de tot, nici iască nu găsesc. Da, ca să găsim noi pădure de asta mai veche. Asta este. Ce, numai pomișor de ăștia tine, ce fac? Vedem, unde mai mergem, zi-mi să mergem, hai. Pe deal acolo la noi. Pe deal? Mergem pe deal, dacă tu zici, gata. Serios? Trebuie să găsim. O să minte că nu l-ai găsit acolo pe deal la noi, mai știi? Bă, dar niciuna, mă. Am un sac din ăla. Iască? Nu, am găsit. Putregai. Am găsit și putregai, dar am găsit și eu de asta. Gata, mă, hai înapoi la mașină și mergem la tine pe deal în zona aia, unde stai tu. Hă? Și eu m-am săturat de colindat. Colindăm 2 ore jumate și n-am găsit niciuna. Uite ce frumusețe am găsit aici. De ce s-o fi făcut copacul ăsta așa? Nu mai bate. Iti, iti ce frumos a făcut. Ia, merge mărit. Ia, uite-ți-o. O frumusețe, hai că mă iau de... Cum le zice la asta, mă? Descoperiri arheologice. Te iei de filmat natura. Da. Am și rătăcit. Pe unde o mai luăm? Pe drum, nu știu. Pe drumul ăsta poate te duce în partea aia. O duce undeva. Bă, eu aud mașinile în stânga. Ar trebui să o luăm în stânga undeva. Să ieșim la asfalt. Deci să merge așa cum pădure, cam rău. Nu știu, o potecă, nu mai e decât asta. Hai și noi pe asta, vedem unde ajungem. E cam urât drumul ăsta, nu prea îmi place. Păi e. E cam rupt de mașină. Deja m-am murdărit pe bocanci. Și eu m-am murdărit. Apoi eu pe sus pe aici. Bă, și sunt și copaci bătrâni, uite ăla în față acolo. Tejari. Uite, acolo e un cireș. Îl vezi? Ăla gros? Ia, așa, am văzut ceva aici. Da, mă, asta a fost un cireș. Și posibil... Nu știu de ce cauză s-a rupt. Bă, ce-ar fi să găsesc vreun cuib de albin? Ia spune, ce e aici? Ce e pe acolo? Ce e pe aici? Mergi, mă, odată cu mine să căutăm albine? Că ție-ți place să colinzi. Dar știi unde o să mergem? Într-o pădure unde... De obicei vin apicultorii. Că pe acolo le roiește stupinul, nu știu, trebuie o pădure de tei. O pădure de salcâm. Hai să opresc asta. Deci gata, ne retragem spre orașul Plopeni. Se vede acolo în depărtare, uite. Acolo avem un restaurant. Aici deja avem blocuri. Și deja am dat comandă de pizza. Și să mâncăm și pa. Iască. Dacă e cineva din țară care vrea să-mi trimite și mie câteva bucăți de iască, mi le pune la fan curier și eu plătesc transportul, că nu găsesc la mine. Deci am colindat, am obosit numai pe toată pădurea. Vreo 2 ore am colindat și n-am găsit niciuna, mă. Așa ceva. Eu știu când eram copil că vedeam mereu pe copaci iască din. Uite, aici sunt copaci bătrâni, degeaba, niciuna. Eu nu știu exact, iasca asta ce înseamnă, o boală a copacului sau ce e aia? De ce crește pe copac? Bă, păi e numai bine, până ajungem acolo e pizza gata. Merg încet, că eu nu mai pot. Merg la relantiu, așa.
Uite mă ce flori frumoase ne-a pus aici. Azi de plastic. De hârtie criponată. De hârtie, să știi.